Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Raft. A trecut ceva vreme de la ultimul episod. Nu ne-am mai jucat noi Raft așa mult în ultima vreme, cam asta încerc să zic, dar tot așteptam eu să se facă un update. Da, m-ați mai întrebat prin comentarii, băi, ce s-a întâmplat cu seria de Raft? S-a oprit? Nu s-a oprit? Mai continuă, dar după cum bine v-am zis adineori, am așteptat un update nou. Chiar acum câteva zile m-am uitat pe site-ul oficial și mă uitam, băi, s-a adăugat ceva nou, nu s-a adăugat? Nah, niciun update. Ok. Am văzut că aveau ei un sneak peek, da, ne arăta ce va fi adăugat în următorul update, un day and night cycle, da, adică un ciclu zi-noapte, adică se va face și noapte în joc, acela era sneak peek-ul și tocmai ce s-a adăugat update-ul și, după cum bine vedeți exact pe ecran, se întunecă, se lasă noaptea. S-a schimbat oarecum grafica jocului, ne vom lămuri noi mai bine imediat ce intru pe salvare, dar o mișcare foarte, foarte inteligentă din partea developerului, mă rog, cred că sunt vreo 2-3, este că s-a salvat salvarea. Sună ciudat, nu? S-a salvat salvarea. Nu încep de la capăt în momentul în care se face un update, ceea ce mi se pare super genial, deoarece salvarea jocului nu este în folderul jocului, este în app data, da? Pe acolo pe unde este și Minecraft-ul. Adică chiar dacă tu ștergi jocul din calculator și îl reinstalezi, salvarea îți rămâne, ceea ce mi se pare foarte șmecher. Din fericire nu prea a mers și pentru mine, pentru că oricum am șters salvarea precedentă. Adică n-am șters-o, dar am modificat baza precedentă pentru că nu prea am fost eu atât de fericit, da? Să zic așa, nu prea mi-a plăcut. Haideți să intru în joc și să vă arăt despre ce este vorba. Nu știu dacă va fi tot noapte, sper că nu. Nu este noapte, pentru că nu prea am lumini pe aici. Însă, cam aceasta este noua noastră bază. Și mă uitam că, nu știu, avem niște drop frame-uri. Nu vedeți frame. Au adăugat un frame rate în dreapta sus, dar e fața mea peste el. 62-68 de frame-uri, cam pe acolo, bă, e ok. Adică, ar trebui să meargă foarte bine jocul ăsta. Ce zic că e ok? E destul de nașpa 60 de frame-uri, e foarte prost optimizat dacă stăm să ne gândim. Imaginați-vă că suntem în mijlocul oceanului, nu mai e absolut nimic decât platforma asta. Eu am 60 de frame-uri, trebuia să am ușor 100 și ceva. În fine, haideți să vorbim despre update. În primul rând, s-a schimbat, nu știu, grafica? Adică nu prea pot să mai îmi dau seama acum, pentru că m-am jucat câteva, nu cred, cred că o oră m-am jucat și m-am obișnuit cu noua asta grafică și am uitat cum era cea precedentă. Dar cu siguranță s-a schimbat și arată mult mai diferit jocul. Acum, data trecută când m-am jucat, băi, nu prea mi-a plăcut baza precedentă, sincer să fiu cu voi. Adică, nu prea știu ce am încercat eu. Am încercat să fac ceva de capul meu, fără să fac ceva mai organizat. Așa că am zis, băi, hai să schimbăm treaba pentru că nu prea îmi place. Dar haideți să mai vorbim puțin despre noul update. Deci, ce s-a adăugat? În exactitate, ce s-a adăugat? În primul rând, patch-ul, frunzele, au fost schimbate. Apăsam pe rotița de la mouse, ca în My Summer Car, ca să dau zoom. Oh my god, ok, deci patch-ul, știți că arăta exact ca, precum chestia asta, da? Dar acum l-au schimbat și arată mult mai bine, chiar îmi place, arată genial. O altă chestie pe care au schimbat-o, de fapt nu, au adăugat cuie. Acum, da, există un cui, care cuiul se face cu scrap. De ce au adăugat cuie? Pentru că nu prea era folositor scrap-ul, da? V-am și spus din episodul anterior, bă, n-avem ce să facem cu scrap. De exemplu, acum dacă vrei să-ți faci chestia asta, ai nevoie de cuie, da? Adică încearcă să se mai folosească de scrap, da? Care cuiele se fac cu scrap. Și au adăugat nou, au adăugat categoria aceasta de mobilier. Vedeți că este acest scaun, sper că se vede în fața mea pe nicăieri. Iar în acest mobilier, mă rog, categorie, cine are un mobilier? Avem o masă, un scaun și o lanternă. Interesant, uitați-vă că îți cere un pahar ca să faci lanterna, că îl pune deasupra sau care e faza? Dar astea trei lucrușoare le-au adăugat, le vom crea și noi imediat. Ce alte update-uri au mai făcut? Au făcut acum un update în care, în momentul în care pui chestul jos, dacă ți-a apăsat pe R, poți să-l întorci tu cu mouse-ul exact în ce poziție vrei. Se pare interesant. De asemenea, au adăugat, în momentul în care, ia să vedem, aici e plantat, am plantat un copac, dar de ce nu crește nimic? A, treia cu sămânță, eu țineam thatch-ul. Acum, în momentul în care scoți chestia asta, ți-o dă înapoi, da? O primești la loc, adică nu mai trebuie să faci alta, ceea ce mi se pare foarte șmecher. Nu funcționează la fel pentru toate itemele, adică dacă sparg un stâlp, nu mi-l dă la loc. Pentru că stâlpul nu cred că intră în inventar și de aia.
Dar cu majoritatea itemelor ar trebui să ți le dea înapoi, ceea ce este șmecher. Hai să mai plantăm noi semințe pentru că ne ajută foarte mult copăcii aceștia. Deci da, practic off camera m-am dus și am rămân fără apă. Practic off camera m-am dus și am distrus tot. N-a fost prea greu pentru că a trebuit doar să distrug stâlpii și a dispărut totul. Dar ce încerc să fac aici este, nu știu, ceva mai spațios oarecum. M-ați certat foarte mulți în comentarii și eu tocmai ce plecasem la Iumit, eram la București și văd în comentarii acolo multă lume și vă înțeleg că probabil v-ați enervat când m-ați văzut că punem exact stâlp lângă stâlp, când nu trebuie, deoarece un stâlp poate susține două bucăți. Vedeți că acum le-am pus, da, deci stâlpul ăsta susține bucata de pe el și două la dreapta, după care alt stâlp. Și eu puneam numai stâlp lângă stâlp. Și vă înțeleg, probabil v-ați enervat și am văzut comentariile voastre, dar n-aveam ce să fac, episodul era deja filmat, deja pus. Dar am ținut minte și am zis, băi, trebuie să șterg toată baza aia și să reconstruim alta. Acum, vedeți că partea asta am păstrat-o, am mai adăugat două rânduri, dacă nu mă înșel, câte două în față, spate și unul sau două în laterale, nu mai știu exact, cred că doar unul în laterale, parcă da. Și ce încerc eu să fac aici? Habar nu am. Pentru că la momentul de față nu ai ce să faci atât de mult, adică decât să faci o bază mare, nu prea ai ce să faci. Mă gândeam eu să înconjurăm, deci să scoatem toți copacii de jos, da? Și uitați-vă ce vreau să fac, să vin cu platforma pe deasupra, pac, 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 peste tot în jur și să pun numai copaci pe deasupra, exact cum am pus aici. Cam la asta m-am gândit eu. Nu știu dacă va arăta bine, sper să arate bine, dar hai să mai facem o dată asta, deci avem nevoie de un pahar. Ia să vedem cum se face paharul cu niște scrap. Super tare, super, super tare și putem să facem o dată asta. Ok, asta o poți folosi pe post de lumină noaptea, ceea ce e interesant, adică uite, nu poți să... Nu e nevoie să o pun jos, dar lumina... Oh my god, ce m-am speriat de rechinul ăsta. Băi, nemernicule, pleacă de aici. Ok. 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 Bun, băi, nu știu, mă gândesc să pun una aici. Și dacă o mut eu pe asta mai în spate, merge? Te pot muta? S-ar putea să fie jocul prea tare, dați-mi voi o secundă să mă uit. Am dat jocul ceva mai încet, la jumătate oarecum, să nu vă mai deranjeze așa tare valurile. E din cauza faptului că în momentul în care jocul ăsta face update, trebuie să-l ștergi cu totul și să pui alt joc. Și nu rămâne salvat, da, pentru că e un alt joc, volumul, da, se dă la maxim. Bun, am pus asta la loc foarte tare și ce putem să mai facem noi acum? Ia să vedem. Putem să ne ocupăm, dar să construim în continuare baza noastră. Mă interesa... atent aici. Hai să pun o dată să vedem cum va arăta copacul de jos. Mă interesează în special podeaua, da? Deci vom continua noi cu podeaua, tot așa. Și vreau să pun câte o dată asta de copăcei. Acum, pilarul acesta, cred că așa vine, după care așa, așa și 1, 2, 3 aici. Ok, dar nu mai avem scrap, da, este ok pentru că am mult în chest. Adică știu că, oh, no, what? No, mi s-a șters tot din chest, pe bune? Cred că am descoperit un bug, nu rămâne nimic salvat în chesturi, avem o groază de chestii. Oh, nu, așa, hai să mai discutăm despre update. S-a mai adăugat, dar nu am acum, niște, bă, nu știu ce, beetroot, speckler, roșie, cred că e. Ah, se adăugă item în inventar, credeam că nu mi-intră nici în inventar. S-a adăugat niște speckler roșie, băi, băieți, băi. Nu știu dacă o vom găsi noi pe aici. Scrap, băi, nu mai am deloc scrap, nu vine să cred. Oh my god, ce avem atât de mult. Ok, hai să punem încă... pe ăsta l-am pus greșit, vedeți ce se întâmplă? Hai să ne continuăm treaba cu podeaua. Adică, pe aici nu mai putem să punem, dar... vedem să facem așa. Sigur, sigur. Avem mult lemn, o groază. Ceea ce nu e rău. Ok, și ne mai ocupăm... Hai să lăsăm cam așa, momentan. Momentan. Și să ne interesăm puțin de treaba aceasta. Da, avem nevoie de scrap, deci nu avem ce să facem, avem nevoie de fucking scrap. Mult, mult, mult scrap. Hai să mai facem un chest. Dar avem nevoie de scrap. God damn it. Ok. Bun.
Acum, unde aș vrea eu să pună? În primul rând aș vrea să le pun simetrice aici. Dar nu prea știu. Unde aș vrea să pun chestiile, torțele? Asta e întrebarea mea, știi? Ca să fie, nu știu, undeva, să aibă o legătură. Poate o să-mi fac o masă ceva pe aici, o masă mai lungă, cu multe scaune, mă gândesc, și să punem torțele. Deci până atunci hai să le punem... Nu, chiar nu știu unde aș putea să le pun. Știți ce, fuck that, nu contează unde le punem, pentru că putem să le dăm jos oricând, corect? Aveți și voi dreptate, eu gândeam... Na, nu eram obișnuit cu update-ul. Dă-ne și nouă niște scrap, trebuie să fiu atent că dacă nu-mi cad și astea din inventar. Dacă am prea multe. Nu credeam vreodată că va veni timpul când cerșesc după scrap. Dar chiar avem nevoie. Avem nevoie de scrap. Punem una aici. Avem prea multe chestii în inventar. Pam, 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 pam. Da, avem, deci efectiv acum avem nevoie doar de scrap. Oh my freaking god. Trebuie să mai facem un chest, dar nu putem să-l facem pentru că nu avem scrap. Ce părere aveți despre asta? Punem asta așa. Avem prea mult lemn acum. Nu credeam că se va întâmpla vreodată în viața asta să avem prea mult lemn. Dar întâmplă. Ok, ok, ok. În sfârșit 10 bucăți de scrap. Să mai fac încă un chest. Parcă n-aș vrea. Mă simțiți? Parcă aș vrea să fac așa. Ca să mai luminăm puțin. Deci va fi lumină aici oricum, în părți, câte puțin așa. Mai punem și pe aici și aici să mai facem încă una. Nu le fac că am neapărat nevoie acum, pentru că oricum le pot înlocui mai încolo. Dar așa ca idee, să fie puțină lumină. Vă dați seama că va trebui să punem și pe aici peste tot o groază. Dar, na, e ok, e ok. Ok, hai să vedem. Trebuie să mai fac eu niște stâlpi. De asemenea, a crescut și copacelul acela. Tare, tare, tare. Bum, odată și mai vine încă o dată în partea aia. Oh, uite, avem un raw beet. Can be cooked. Ia, putem să-l prăjim sau cum se face cu chestia asta? Eu nu știu. Bum. Nu cred că e prea delicios. Sincer să fiu cu voi. Dar, ok, adică ce putem să spunem altceva? Băi, dă-mă niște scrap, nu thatch. Bune, l-arunc dacă mai îndai. Oh my god. 4 bucăți. Ok. Da, nu știu, cred că o să vă placă și, placă și vouă update-ul. E ciudat pentru că n-am făcut fucking scaun. Hai să facem scaun. Și n-ai mă tot prost. S-a făcut update și eu mi-am făcut o masă și un scaun. Hai să ne ocupăm de masă și scaun. Aveți voie. Ok, avem nevoie de niște cuie ca să craftăm chestia asta. Avem nevoie de 4 cuie, adică avem nevoie de scrap. Și nu avem scrap. Nu. Ok, trebuie să mâncăm. Avem niște cartofi. Păi avem chestiile astea. Și deci de chestiile astea. Și asta a fost. Bun. Scrap. Te rog. Nu, ne cade scrap-ul. Așa. Bun, avem 10 bucăți de scrap, ceea ce înseamnă care îmi cade pe jos. Dăm coace nail-ul. Așa. Avem 4 de astea, deci putem să ne facem o masă. Ia că sunt tare curios. Vedeți? Deci o puteam, noi normal o puteam întoarce dacă apăsam pe R, dar dacă țin apăsat pe R, o pot întoarce în orice unghi doresc eu. Așa că e interesant. Acum întrebarea e unde... Bă, ce faci, mă, nemernicule? Leagă de aici. Și tot a distrus. Ideea e că nu știu unde să pun masa. Adică poate pun mai multe mese legate una de cealaltă? Wow. Wow. Ce masă jmecheră am, băieți. Boys and grills. Ok. Mă interesează... Mă interesează să fac două cuie, dar nu mai am scrap, deci un cuie odată. Nu! Ok, era doar thatch. Bun, am efectiv prea multe lucruri în inventar și mă enervează la culme. Jesus Christ. Ok, mănâncă chestia asta. Doar plank-uri, 3 scrap cu 1-4, fă un nail. Super, și de aici facem scaunel. Ia mă, că sunt curios.
Unde e scaun? Ia bă, ce scaun slăbănog, ești nebun? Dacă vreau să stau în capul mesei. Da, dar cum îl punem? Așa? Ne. Punem oarecum așa. Știi, băgat? O să facem mai multe la masă scaune? Poate să facem o masă lungă? Habar n-am, pentru că o să ne plictisim, că nu mai avem nici să facem altceva. Nu știu, zic și eu. Da. Trebuie să facem neapărat un chest, pentru că nu se mai poate. Avem prea multe materiale. Nu am crezut vreodată în viața vieților mele că o să avem nevoie de scrap. Adică până acum l-am aruncat non-stop, dar acum chiar avem probleme. Adică avem probleme serioase. Ia, ce ne dă asta? Ne crește ambele sau? Nu ne dă cine știe ce. Păcat că nu poți să prăjești mai multă deodată. Ok, doamnelor și domnilor. Băi, nu prea știu ce să mai zic. Adică, știi, cu tot materialul acesta am putea să ne extindem baza. Presupun că putem să facem asta. Adică altceva chiar nu știu. Și uite, așa am rămas și fără lemn. Bagă două de-astea. Și am mai scăpat noi din materiale. Bum, 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 bum. Nu cred că deranjează pe nimeni dacă extindem noi baza puțin. Am făcut rost și de 15 bucăți de scrap. Nu e rău. Dar parcă în momentul în care am scrap, parcă nu prea mai vreau să-mi fac... parcă nu vreau să mai fac chest-ul. Fac de chest, nu-l facem. Mergem și mai facem... s-a stins cumva aia? Cred că se poate stinge, nu? Abar n-am. Hai să mai facem podea. Parcă văd că nu mai am lemn. Am 23 de bucăți. Ok, asta e genial. Este genial. Ok, punem una aici. Și ne mai trebuie lemn. Vă vine să credeți că am rămas fără lemn, dar avem aici 10 bucăți. Bum. Perfect. Se lasă seara aia să vedem și noi cum se va vedea. Vedem cum se vede, corect? Are sens ce zic? Unul aici. Unul aici și asta e tot. Am cam terminat. Și cu acest episod, dragi telespectatori. Dar nu mai avem lemn. Vă vine să credeți că nu avem lemn? Hai să mănânc chestia asta. Bum. Punem așa, mănânc și chestia. Nu știu, nu prea îmi place sfecla asta sau ce n-ai bofi. Avem mult, prea mult thatch. Deci, cred că o să-l împărțim în chestii de-astea. Personal, așa cred. Facem în felul acesta. Așa, așa. Și acum trecem să luăm niște lemn. Hai să opresc și aerul condiționat. Oprește-te! Perfect. Mai luăm și niște nuci de cocos, că de ce nu? Nucile de cocos e bune. E bune nucile de cocos, cum să nu fie. Bă, hai că e mai luminos acum. Parcă îmi place. Bă, ce soare nuca asta. Chiar îmi place, e mai luminos, într-adevăr. Deja trecem la 50 de frame-uri cu toate torțele astea. Adică dacă pun și prin casă numai torțe, cred că ne jucăm în 30 de frame-uri, vă zic sigur. Pentru că nu e bine optimizat jocul. Dă-i. Ok, nucile noastre s-au cam dus, dar e ok. N-avem semințe? Ne va vine asta, de obicei ai semințe. Da, trebuie să mănânci nuci de cocos, am uitat. Credeam că scad semințele când tai copaci, de-aia mă și miram. Bă, ce mai avem semințe? Băi, arată super șmecher locul. Deci chiar îmi place, chiar îmi place. De asemenea, cred că o să avem o mică problemă aici. Dar nu o să meargă să vină asta aici. Cred că e ok. Abar. Păcat că nu merge acolo, credeam să fie... Asta arată cam ciudat. Dar va arăta super șmecher când vor fi numai copaci pe deasupra. Cred că va arăta foarte, foarte șmecher. Nu știu ce părere aveți. Aș vrea să mai fac eu... de fapt, n-aș vrea să... de fapt aș vrea să fac. Voiam să zic să mutăm copacii de jos sus, dar nu prea are rost, pentru că
Da. Pentru că da. Pentru că ăștia vor fi mai mult estetici, da? Adică doar să arate frumos până când... Hai să-l punem mai încolo. Vreau să-i pun în fiecare parte, ca să văd așa cam cum arată de jos. Cred că o să arate destul de șmecher, mai ales când o să fie peste tot înconjurat cu copaci. Plus că vor fi copaci ăștia de aici scoși, pentru că vedeți că o ocupă, dar nu vezi chiar atât de bine. Deci ne vom debarasa de ei. Dar îmi place că ăstea chiar fac lumină și sunt doar 4. Bine, aici sunt 2, dar totuși. Deci se vede destul de bine. Sure. Ok, episodul. Poți acum salva direct din meniu, nu trebuie să mai ieși. Zice game is saved, totul este în regulă. Avem prea multe iteme, cu siguranță data viitoare ne mai facem niște chesturi. Vom continua baza, voi pune mai mulți pereți. Vom pune palmierii aia pe deasupra sau cineva sunt. Și... da, facem baza asta să arate cât de cât decent. Stau aici. A, văd că poți să ai sprint când ești în aer. Vedeți? Mă duc mai repede. Bun! Sper că v-a plăcut episodul. Sper că v-a plăcut episodul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!